Ce mai faceți și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Darius, iar înainte de a începe episodul, aș vrea să vă spun să nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe, iar apoi să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificare când postez ceva nou sau fac un live, iar la final să dați un share clipului, deoarece pe mine m-ar ajuta foarte mult, mai ales că YouTube-ul nu mai dă notificări, sau cel puțin nu le mai dă așa de bine. Iar acum, la început de video, aș vrea să vă zic de un giveaway pe care îl fac, sau pe care o să îl fac. La 2500 de followers pe TikTok, voi da cuiva random aloc. Sau dacă deja l-aveți, o să vă dau ceva ce costă cât aloc, adică 600 de diamante. Aveți contul meu de TikTok în descriere, dar și în comentarii. Dacă vreți să participați, o să vedeți acolo un videoclip unde am zis toate regulile pentru giveaway, dar cea mai importantă este să facem 2500 de followers. Așa că intrați acolo și lăsați un follow. Acum, haideți să trecem la episod. În primul rând, o să încep cu acest mod nou de joc, Convict Crunch, și abia aștept să mă joc acolo. Pur și simplu am vrut să vă zic de chestia asta pentru că mi se pare foarte tare că au băgat un mod nou de joc. Dar hai să luăm și noi câteva chestii gratis dacă avem. Se pare că va mai trebui să aștept ca să fac rost de acest pin. Apoi avem 7 Days cum un login. Haideți să luăm acest skin pe placă. Ok, ok. New Mode Challenge. Da, e legat de acel mod nou de joc. Deci dacă ne jucăm o dată, primim un Diamond Royal Voucher. Dacă ne jucăm de 3 ori, primim un Weapon Royal Voucher. Și dacă ne jucăm de 5 ori, primim un Incubator Voucher. Acest event ține între 31 iulie și 4 august. Așa că o să avem timp să îl completăm. Mai ales că îmi place acel mod nou de joc. Și cam astea ar fi toate chestiile gratis de până acum, nu, încă mai avem. Ce-i asta? Un Evolution Stone gratis? Vai ce tare! Bun, și acum am terminat deocamdată cu chestiile gratis. Haideți să intrăm la Lac Royal și să vedem unde o să dăm. Văd că avem un event nou de unde putem să facem rost de un incubator voucher, două Weapon Royal vouchere, acest Glual care îmi place foarte tare și chiar cred că o să fac rost de el. Nu știu de ce m-a scos. Acest skin pe mașina care ne scade din damage, dar ne dă top speed și damage reduction. Iar la final avem acest skin pe mașina care vă căi cu roșu pe aici, deci ce-ar fi un super, ultra, mega legendar. Și ne scade din damage, dar ne dă top speed și durabilitate. Păi pot să dau un free spin, așa că... Na, l-am dat și nu mi-a picat din păcate o chestie din asta, un token. Apoi la Diamond Royal, după cum vedeți, avem acest nou bundle de mireasă. Chestia asta nu-mi prea place. Apoi pantofii sunt ok, chestia asta e ok și chestia asta e ok. Nu mă impresionează nimic, dar nici nu-mi displace. Haideți să dăm 11 spinuri să vedem ce o să pice. Văd că avem și ceva acolo cu galben, deci poate o să fie ceva bun. Da, din păcate ne-a picat un cub fragment, dar mi-au picat și acești adidași pe care nu-i aveam și tricoul ăsta. Ok, hai să vedem câte spinuri ar mai trebui să dau. Deci încă 4 spinuri să fac rost de chestiile astea. Haideți să le dăm, oricum am 9 vouchere, deci nu este nicio problemă. Ceva ce nu mă interesează. Fragmente, m-am și săturat de atâta fragmente. Și fragmente din nou. Așa, acum am mai făcut rost de un Diamond Royal Voucher și de Cube Fragment. A, da, și tokens. Și că tot veni vorba de tokens, haideți să dăm și aici spinuri ca să facem rost și de aici de tokens. Apoi la Weapon Royal deja am această armă, așa că nu o să dau. Avem Rebel Academy, un incubator care s-a întors, dar eu deja am acest bundle, așa că nu o să... Dau spinuri și chiar dacă era să dau, aveam nevoie de două Evolution Stone-uri și eu am doar unul. Apoi avem incubatorul oficial, să zicem așa, unde nu o să dau. Acest event cu McLaren Well, unde ar trebui să dau 150 de diamante dacă vreau să fac rost de ceva de aici, adică acest crate, pentru că hai să fim serioși, asta mi-ar pica. Apoi avem acest event unde e o reducere de 50%, ceea ce înseamnă că pot să dau doar 150 de diamante. Păi, hai să dăm, chiar sper să îmi pice acel loot crate și mi-a picat, în sfârșit, din 150 de diamante. Astăzi, deoarece am dat și în alte dăți. Haideți să îl punem acum, mergem la collections, apoi la loot box,
Nu știu de ce, dar eu mereu zic loot crate, parcă sună mai bine. Și haideți să îi dăm echip. Nu știu, parcă aș da și aici diamante cât pentru glue-ul, adică arată foarte bine. Dar mă gândesc că oricum o să fie o reducere peste câteva zile. Hai să vedem ce avem aici. Bine, eu m-am uitat deja, dar na, acum o fac și pe episod. Deci, putem să alegem ultimele două premii. Eu o să aleg ca 5 să fie această armă, iar la 4 să fie masca aceasta. Ah, și pot să aleg totul dacă dau mai jos. Ok, pe asta nu o știam, dar cred că am toate emoturile de aici. Hai totuși să-l alegem pe ăsta, apoi ca placă pe asta și la final un skin pe grenadă. Păi o să o alegem pe asta, chiar dacă nu mă interesează. Și pot să fac roșii de rumuri, de un costum care e destul de fain și de vouchere. Deja ne-am obișnuit cu chestiile astea. Hai să dăm 5 spinuri, adică 80 de diamante, să vedem ce ne pică, eu sunt destul de curios. Am început bine cu 2 gun tokenuri și mă gândesc să dau până la armă. Totuși, hai să vedem ce ne dă în comparație cu cea pe care o am deja. Acuratețe și damage și ne scade din range. Și a mea dă damage și reload speed. Păi reload speed-ul e foarte bun la această armă. Așa că o să las așa, chiar nu are rost să dau. Apoi la Race to Ace este Pick Day Login, adică putem să facem rost de acest backpack, deoarece este 31 și doar pe 31 putem să facem rost de acest backpack. Eu sper că ați făcut rost de el, pentru că și eu am făcut rost de el și cred că arată destul de bine. Am terminat și al 5-lea lap, acum am luat chestia asta. Hai să dăm puțină viteză înainte să trecem la următorul event, care ar fi acesta, care ține de pe 28 iulie până pe 3 august. M-am gândit mai bine și dacă aici am dat 150 de diamante, de ce să nu dau și aici, când sunt așa de aproape să iau bundle-ul sau emote-ul? Știu că le-am zis în ordine inversă de cum le-am arătat, adică am zis bundle-ul și emote-ul, dar nu mai contează. Haideți să dăm 150 de diamante, să sperăm că pică emote-ul. E destul de bine, adică cu 150 de diamante sunt mulțumit și mă costă 350 de diamante următorul spin și dacă îl dau fac rost de un incubator voucher, nu mersi. Hai să mergem la crates, să deschidem aceste crate-uri, începem cu Super Gun Box, ok. Iar acum o să deschidem Fragment Crate-uri. Și Evo Gun Token Box, pentru că ne interesează foarte mult să facem rost de tokenuri pentru Evo Gun-uri. Acum trecem la deschisul de crate-uri pe arme, unde aș vrea să împice cât mai multe skin-uri permanente. Chiar dacă știu că nu o să se întâmple, adică o să împice din tot acest crate opening, nu știu, maxim două skin-uri pe arme permanente. Deja pot să văd în viitor și maxim 2. Acum minim nu am nicio idee. Doar continuăm să deschidem aici crate-urile, le dăm open, dăm și aici open. Iar acum avem 3 cutii de la Elite Pass. Aș vrea să împice părul acesta, dar haideți să vedem ce o să ne pice sau Magic Cubul. Le deschidem pe toate 3 și ne pică părul acesta pe fată și în rest pet food. Păi asta este, chiar dacă se putea mai bine, Magic Cubul. Haideți să deschidem și bundle-urile de la Elite Pass, dacă tot le avem aici, adică nu ne supără să adăugăm mai multe haine la colecție. Și McLaren costumul. Vreau prima oară să zic fix cum se numește, după aia am zis nu, lasă și vai ce bine arată bundle-urile astea. Oricum, cred că în august o să fac și eu prezentarea contului, deoarece n-am mai făcut-o de vreo jumătate de an și în jumătate de an am făcut rost de multe chestii. Dar hai să ne uităm la acest event care ține de pe 31 iulie până pe 4 august și se numește Convoy Crunch. Păi, suntem aici cu un membru al guildului, este singurul care a vrut să intre, așa că haideți să vedem cum e treaba. Bine, cred că și voi ați jucat și ați văzut și că eu am jucat o rundă, dar na, este foarte fain. Trebuie să aleg ceva, păi atunci haideți să luăm asta și să mergem pe acolo. Deoarece, din câte am înțeles, ei au un vehicul și încearcă să-l ducă pe linia asta până în baza noastră, iar noi nu trebuie să-i lăsăm să facă asta.
Aoleu, aoleu, păi ce facem aici cu arme din astea? Nu e bine, nu e bine, păi rămân singur. Atunci hai să-mi iau o armă de apropiere și văd că fiecare e pentru el, ce păcat. Haideți totuși să nu lăsăm acea mașină să meargă până în baza noastră. Văd că avem 2 minute. Nu e bine, nu e bine, cineva trage în mine. Trag și eu în el, na, dacă el trage în mine, eu de ce să nu trag în el? Avem un tip pe acolo, hai să venim aici. Și imediat am murit, ce păcat. Vedeți și voi că dacă cineva din echipa noastră stă în linia aceea, mașina dă înapoi. Bine, eu zic mașina, dar de fapt e un vehicul, ar fi mai bine să-i zic vehicul. Na, uitați-vă și voi, ei stau uniți, adică stau doi câte doi, eu ce ar trebui să fac? Nu avem cum să câștigăm, deoarece echipa noastră e fiecare pentru el, vedeți și voi cum e. Nu e bine, am murit. Mai avem 52 de secunde, dar mă întreb, noi după aceea o să facem schimb, cum mi-a dat cap? Așa, deci mă întreb, dacă în runda următoare noi nu o să ajungem așa de departe, adică nu o să ajungem la 80 de metri, se pune că am pierdut? O, oh, vai. Omorâți-l pe tipul ăla. Ia uitați-l, imediat ne-a omorât. Și ce repede se mișcă în față. Nu mai au mult timp la dispoziție, de ce merge doar în față? 4, 3, 2, 1 și s-a terminat timpul. Nu? Aha, până s-a declanșat grenada mea a murit de mult. Nu, nu, nu mai înaintați, opriți-vă odată. Ce veniți voi imediat aici să ne omorâți? Gata, s-a terminat misiunea? Acum este rândul nostru, haideți să câștigăm. Oh, vai. Da, oricum, doar eu cu banditul mai facem ce mai facem din câte îmi dau seama. Și cred că cea mai folositoare chestie de pe aici ar fi un glual, că așa ne-ar proteja, știți? Vedeți că vin din spate, cu echipierii noștri ce fac acolo, nu înțeleg. Adică vă dați seama că mă oftic când văd așa ceva, că stau degeaba în casă, în special tipul ăsta. Na, mi-am luat eu damage, dar am făcut și kill-uri, deci e ok. Opa, avem un player, avem un player. Ce o să vină ei pe aici, pun pariu? Sau ne așteaptă pe acolo? Hai că aleg și eu ceva cu un glual acum, hai că e mai bine. Și chiar încep să cred că o să câștigăm. Așa, băieți, îl avem pe tipul ăsta, dar nu contează că e și el mort acum. Nu mai avem mult, o să câștigăm în curând, sau cel puțin asta sper. Asta dacă ar face și cu echipierii ăia doi ceva, nu știu. Nu ne mai ține pe loc, noi avem o misiune de făcut aici. Și misiunea noastră este să câștigăm. Iar noi exact asta vom face. Hai să mergem înainte. Deci trebuie să avem 151 de metri și am terminat. Nu știu de ce nu au pus 150, parcă era mai logic. Dar important este că am câștigat. Vai, nici nu știu cum am câștigat cu aia doi cu echipieri. Acum bătălia se dă între mine și tipul din guild. Adică cine e pe locul 1 și se pare că eu, ce bine. Aici la numere parcă au făcut ceva, dar în meci nu mi se pare că s-a întâmplat așa ceva. Dar uitați, banditul a stat acolo mai mult lângă mașină, ceea ce înseamnă că și el ne-a ajutat foarte mult. Hai să luăm aici Pick Day Token și să luăm acest pin. Am făcut și Guild Daily Quest. Și am făcut și episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe, iar apoi pe clopoțel pentru a primi notificări când postez ceva nou sau fac un live. Iar la final să dați un share clipului, deoarece m-ar ajuta foarte mult. Și nu uitați de giveaway-ul pe care îl fac pe TikTok, adică unde dau ceva în valoare de 600 de diamante. Asta la 2500 de followeri și pe TikTok. Aveți linkul și în descriere, dar și în comentarii. Oricum, eu am fost Darius, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!